Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Romii sunt cea mai numeroasă minoritate etnică din Europa. Se estimează că pe continentul nostru trăiesc 10 sau chiar 12 milioane de romi, din care aproximativ 6 milioane sunt cetățeni sau rezidenți ai Uniunii Europene. Mulți romi din Uniunea Europeană sunt încă victime ale prejudecăților și excluziunii sociale, în ciuda măsurilor de interzicere a discriminării. Termenul rom cuprinde, după cum știți, diverse grupuri, inclusiv rom, sinti, cale, romanichel și multe alte denumiri. Dar nu despre asta vom vorbi astăzi, ci despre problemele romilor în contextul actual. Ca urmare, invitatul nostru este domnul Vlad Bardei, președinte Asociația Young Roma Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! În continuare se simte această discriminare în ce privește pe rom? Da, vorbim și la nivel local, dar și la nivel național, chiar la nivel european. E o reformă anti-gipsii care dăinuie în aer de mulți ani. Deși se iau măsuri concrete, sau cel puțin scriptic, se iau măsuri la nivel european cât și nivel național, e o problemă de mentalitate și de cultură. Romii în România au fost sclavi, aproximativ 500 de ani, și dacă vă este cunoscută teoria poporului dominator, noi încă suntem tratați cu inferioritate. Cu superioritate, adică suntem tratați ca fiind inferiori, încă și în momentul de față. Suntem considerați o subcultură în momentul de față în societatea actuală. Care ar fi principalele cauze, să spunem? Poate problemele pe care o parte din rom le cauzează? Da, și asta un aspect de care trebuie să ținem cont. Problema cea mai mare care se confruntă comunitatea romă e lipsa de educație și locuirea. Sunt domeniile cele mai importante care vizează în mod direct comunitatea romă. Locuirea, dat fiind faptul că în România, cel puțin vorbind România, cât și pe plan local, stadiul de locuire este incert. Adică în toate comunitățile marginale, pungile de sărăcie ale municipiului Baia Mare, romii locuiesc în mod ilegal. Statutul este incert, de acolo apare și nesiguranța. Și asta e de peste 30 de ani, de după căderea sistemului comunist. La nivel național este la fel. În fiecare județ avem exact la fel pungi de sărăcie. Educația este pilonul principal, al doilea pilon principal. Eu aș structura această problemă afișării identității etnice a romilor pe cele două structuri, locuire și educație. Pentru că din moment ce locuirea este afectată și este la un nivel destul de derizoriu, și educația va fi la fel. Pentru că dintr-o comunitate gen cum e Craica sau Pirită, e foarte greu să ai un acces sănătos, să-l numim așa, la servicii educaționale de calitate. În ce măsură le aparține și romilor vină pentru faptul că nu s-au integrat? Chiar dacă s-a vorbit mult, poate și la nivel de Baia Mare și la nivel de Maramureș, dar și la nivel național, despre problema incluziunii romilor. Da, asta e un subiect tabu. Deja incluziunea, integrarea, reintegrarea și reinserția, pentru că acum am ajuns la campanii de reintegrare și reinserție. Așa. Și decade de incluziune socială a romilor. De 90, cred că e a treia decadă de incluziune socială a romilor pe care guvernul României o elaborează, dar fără finanțare, fără fonduri. Decada cade în seama ONG-urilor și a mediului privat. Problema este, da, și a romilor este pentru că nu, noi ca și comunitate nu am învățat să trecem prin pragul reformei. Atât reformă spirituală, cât și reformă socioeconomică și socioculturală. Din cauza faptului că am fost împinși spre marginea comunității, ne-am complăcut în această stare de inerție socială, ca să o numesc așa. E o stare de inerție socială în care, cum e vorba românului, lasă-mă să te las. Exact așa suntem și noi. 50% din vină este a noastră, dar 50% este vina autorităților, pentru că de 30 de ani încă nu au găsit soluții viabile, concrete, pe care să le implementeze. Adică sunt mii și mii de proiecte care se fac, dar încă rămânem la stadiul de incluziune. Sau reincluziune, inserție, reinserție. Deci nu avem măsuri concrete care să vizeze în mod direct comunitatea romă. Chiar dacă romă. Se vorbește că egalitatea de șanse ar trebui să devină o realitate pentru toți. Da, asta e în teorie. În teorie. Noi ca și popor, fiind un popor foarte birocratic, noi la teorie stăm foarte bine. Egalitate de șanse unde? Poate egalitate de șanse sau de gen sau egalitate între sexe este posibil într-o comunitate și între persoane care au cam același statut social, economic, educațional, dar nu poți pe egalitate de gen între un copil, clasa 0 din Craica, care se culcă nemâncat și dimineața ajunge plouat, și între un copil din părinți medici la școală de centru. Unde e egalitatea?
Nu e nicio egalitate. Terminologia asta și aceste concepte ar trebui folosite între grupurile sociale care au cam aceleași caracteristici, ca să putem numi egalitate, pentru că nu putem compara mere cu pere. Dumneavoastră ați fost dat ca un exemplu, alături de mulți alții, că ați reușit. Ați reușit să vă lansați din comunitatea de rom, da? Și ați ajuns departe. Da. E greu? Și aș vrea să ne spuneți despre exemplul nostru. E foarte greu, dar totodată a reprezentat și o provocare și o plăcere. Eu am crescut într-o familie de oameni simpli, cu studii medii, care au lucrat în fabricile comuniste, dar care au valorizat câteva aspecte foarte importante, și anume cele patru valori fundamentale ale comunității rome. Respect, rușine, bun simț, frăție. Valori care, de asemenea, sunt caracteristici poporului român și cam oricărui popor european. N-am crescut strict într-o comunitate romă defavorizată, gen Craica sau Pirită sau Horeacul Prom Luminișului, dar am fost terță parte din aceste comunități, deoarece am și rudenii în aceste comunități sau prieteni sau cunoștințe. Și deci, în vreun de le-ați frecventat. Da, și prin prisma muncii pe care o fac ca și voluntar în cadrul Asociației Angroma Maramureș. Voluntariat care îl fac de la vârsta de 15 ani. Traseul nu a fost unul ușor, pentru că vrând nevrând, în momentul în care ai părăsit școala de cartier, unde profesorii, cadrele de și erau învățate cu elevi de etnie romă, când ajungi la liceu sau la universitate, mai ales la universitate, nu o să vezi zi de zi grupe cu pline de studenți de etnie romă, că nu e specific în momentul de față. Adică noi, ca și asociație, ca și comunitate, ne bucurăm dacă avem 5 studenți pe an. Dar la o medie de, nu știu, 800 de studenți, cât sunt într-o facultate sau într-o universitate, sau 1000, e foarte puțin. De-aia îmi place să spun că tinerii noștri care ajung să studieze sunt minuni. Pentru că, raportat la comunitatea majoritară, absolvenți și înscriși la, nu știu, medicină, politehnică, sunt sute. Dar în comunitatea romă sunt foarte puțini. Așa am considerat și eu. Traseul a fost unul frumos. Am avut parte și de piedici, dar țin să le mulțumesc celor care mi-au pus piedici, pentru că n-au făcut altceva decât să mă provoace, da? Să mă ambiționeze să studiez și mai mult. În momentul de față, conduc Asociația Angroma Maramureș de câțiva ani. Care ce rol are? Asociația e formată din tineri, romi și neromi, și are rolul de a facilita procesul de comunicare, de existență, subexistență, ca să o numesc așa, că din punct de vedere politic suntem într-o stare de subexistență, nefăcând mișcare politică, între comunitatea romă și cea neromă. Suntem un liant, un punct de legătură și ne mai numim și o pepinieră, pentru că toți tinerii care trec prin cadrul asociației noastre ajung să studieze la liceele de prestigiu din Baia Mare sau din alte județe și chiar la universități de top din străinătate. Pentru noi asta e cel mai mare rezultat, pentru că dacă reușim să avem absolvenți studii medii superioare care să exceleze în domeniile în care au studiat, e câștigul cel mai mare pentru noi. Îmi place să povestesc, spre exemplu, pozitive din comunitatea romă. În ultimul timp nu mai mă dau tot timpul pe mine ca și exemplu, deoarece încerc să valorizez pe cei din jurul meu și să nu acționez din ego. Dar comunitatea are nevoie de exemple, comunitatea majoritară are nevoie de exemple ca și mine sau ca și alți tineri, nu neapărat ca și mine, dar e nevoie de tineri cu valori bine înrădăcinate, pentru că în fond și la urma urmei ne învârtim în jurul câtorva chestii foarte importante. Cum ar fi? Valorile fundamentale ale luminirii. Iubire, empatie, solidaritate, respect. Dacă noi le-am primit astea de la comunitatea majoritară, nu cred că ar mai fi probleme de rasism, de discriminare. Pentru că toate pornesc de acolo. În moment ce nu suporți un anumit tipar etnic, ca să-l numesc așa, nu o să poți să dezvolți asemenea sentimente. E la fel și cu comunitatea LGBT și cu persoanele cu dizabilități. Sigur, fiecare stat trebuie să-și asume integrarea romilor. Unele state chiar au făcut-o foarte bine, valorificând tradițiile, da, punând accent pe educație, pe spațiile de locuit. Ceea ce constatăm aici la noi în Maramureș și în România, în mod special, că peste tot vedem pungi de sărăcie. Am umblat prin țară și cred că și noastră la fel. Care e problema majoră, de fapt? Ce nu funcționează? Pentru că au venit în campaniile electorale nu știu câți candidați care la fiecare campanie spuneam vom integra romii.
Dar probabil că nici habar n-aveau cum să integreze romii. Nu știu dacă i-au întrebat pe ei ce își doresc cu adevărat. Cum ar trebui integrați romii, de fapt, din aceste pungi de sărăcie? Da? Unii spuneau, păi le-am dat spațiile de la cuprom și le-au făcut praf. Le-am curățat gunoaiele și lor nici nu le-a păsat, nici măcar n-au participat la activități. Așteaptă ca noi, românii, da, așa erau aceste afirmații. Și afirmații. Ce-a mai fost? În autobuze, dacă era un cetățean de etnie romă, da, din cauza mai multor aspecte, te depărtai de el. Da, da, da. Prejudecățile, stereotipurile tipice sau atipice care se adresează comunității rome. Cum am spus și la început, romii România, fac o scurtă paranteză ca să înțelegeți de ce în momentul de față romii se comportă așa și de ce sunt îndreptățiți să se comporte așa. În principatele române, romii au fost sclavi timp de 500 de ani. A fost cea mai lungă perioadă de sclavie din lume. În acea perioadă, așa, să vă gândiți că sclavii erau folosiți ca și monedă de schimb, erau folosiți la toate muncile, la toate plăcerile boierilor, erau folosiți chiar și la vânzare. Adică sclavii se vindeau. Și sunt documente care Academia Română le poate pune oricând la dispoziție, care să ateste cele spuse de mine. După o perioadă de 500 de ani în care s-a încercat un soi de epurare etnică, pentru că s-a interzis vorbirea limbii, s-au interzis căsătoriile între romi și practicarea meseriilor. Noi romii suntem singurii popor din lume care suntem clasificați după criteriul socio-ocupațional, adică după meseria pe care o practicăm. Avem florari, aurari, vătrași, lingurari, muzicanți, în funcție de meseria pe care le practicăm. A urmat perioada celor două războaie mondiale, o perioadă înfloritoare pentru romi. Dar după al doilea război mondial au început deportările în Transnistria și Holocaustul. O altă perioadă destul de tranșantă pentru comunitatea romă. În comunism am început să vedem semne pozitive și plus valoare adăugată, ca să zic așa, pentru comunitatea romă. Este un timp foarte scurt, pentru că în 500 de ani de epurare etnică, educațională, socioeconomică, socioculturală, noi în momentul de față, ca și comunitate, suntem un transgender identitar. Adică noi suntem peste tot și nicăieri. Nu știm unde ne este locul, nu știm care ne sunt valorile. Și toate aceste comportamente sunt justificate și statul român este terță parte la aceste comportamente, pentru că a tolerat așa ceva. După 89, de când a căzut sistemul comunist și democrația s-a instaurat în România, ai noștri conducători n-au știut ce să facă comunitatea română, cum să o gestioneze. Politicienii care vin în campanii, vin pentru că acum știm de ani și ani de câte campanii s-au făcut, da, vin pentru că sunt o masă votantă și foarte ușor de manipulat. Adică cel mai ușor, cel puțin vorbesc pentru comunitatea locală, cel mai ușor să lucrez cu romii, să-i ameninți cu faptul că... I-i scos din zona respectivă. I-i scos sau să le garantez faptul că eu, cât voi fi X funcție politică, n-are nicio importanță, voi milita ca voi să nu plecați de aici. Asta e principala promisiune care le se face? Da, eu am însoțit diversi actori locali, așa din respect. Eu nu fac politică, deși am fost invitat, dar prefer să nu, pentru că încerc să-mi păstrez demnitatea umană cât se poate de mult. Statul e terță parte, cum am mai zis. Deci statul e singura instituție care poate lua măsuri concrete și clare referitoare la problematica romă. Dar, din păcate, balanța s-a înclinat foarte mult în mediul ONG. Mediul ONG s-a transformat în... Adică s-a pus toată sarcina pe ONG-uri. Da. Uitați, voi aici sunteți de ai case, cum s-a zis, ce faceți treabă. Îți de ai voștri. Îți de ai voștri, da. Da. Da, numai că știți cum, eu când intri în instituții văd pe ușă expert, inspector, șef, birou. Deci acolo avem resursa umană calificată și policalificată pentru a lucrat pe diverse domenii. Acum și mediul ONG de după 90 a fost un mediu oportunist pentru majoritatea ONG-urilor, pentru că cele mai mari ONG-uri care implementează proiecte pentru rom nu dețin ONG-iști de etnie romă. S-au transformat în SRL-uri, societăți cu răspundere limitată. Adică asta e o sursă de venit foarte bună pentru majoritatea ONG-urilor de nivel național care implementează și dezvoltă proiecte de milioane de euro. Dacă să facem un calcul cât se poate de simplu, numai de când am intrat în Uniunea Europeană, din 2007, câte miliarde de euro, de dolari, s-au consumat pe fonduri europene, structuri europene, Banca Mondială, fonduri norvegiene, orice altă linie de finanțare. Cred că am fi construit o țară
așa, de la zero, cu infrastructură și cu tot ceea ce e necesar. Dar rezultatele sunt vizibile, le vedeți și în jurul dumneavoastră. Adică dacă mergem în autobuz, ar putea să găsim tineri recalcitranți, la colț de stradă să găsim cerșetori, în toate stațiile de autobuz. Acestea sunt realitățile actuale. Da, de la margine din oraș să găsim prostituate, care... Iar dacă le spunem să nu cerșească, suntem amenințați. Da, corect. Și eu am pățit chestii genul ăsta și eu mă cer cu cerșetorii, mă cer cu mămicile care vin în halat la școală cu cafeaua în mână să aducă copiii. Dar, cum am mai zis, aici e nevoie de intervenția acută a instituțiilor publice. Nu se dorește o conlucrare cu ONG-urilor? Nu dorește statul să integreze comunitatea de rom? Eu cred că da, nu dorește. Pentru că, nu, eu pe plan local nu pot să zic că dacă mă duc la o instituție nu am ușa deschisă pentru o colaborare. Deci nu, n-am pățit să nu... În orice instituție m-am dus, da, am colaborat, am așa, dar ne blocăm în niște chestii legislative, inadvertențe de sistem, se numesc. Adică ce putem face în cazul X? Păi legea spune așa, legea așa, legea e foarte permisivă. Legea e foarte permisivă și oamenii, chiar cei din instituții și reprezentanții din instituții și statul, se folosește foarte ușor de lege. Adică legea spune, de la A la B putem face aia și sunt acoperiți. Nu se dorește, pentru că chiar de la nivel european e așa numită reforma anti-gipsii. Pentru că, cum să vă zic, gândiți-vă ce s-ar întâmpla în mediul ONG dacă n-ar mai fi proiecte de incluziune socială, de reinserție, de și educație. Și sunt câțiva de... activiști foarte implicați. Păi sunt. Eu nu zic că nu sunt. Dar ce s-ar întâmpla în mediul ONG dacă toate aceste SRL-uri n-ar mai avea obiect de activitate? Unde am merge? Păi bună persoane întrebare. Cu HIV-SIDA, dizabilități sau persoane ești din mediul ăsta, închisori, pușcării? Cu cine am mai lucra? Pentru că n-ar mai avea ce să facă. Discriminarea elevilor romi este principală problemă existentă în școlile din România. Se simte încă ceea ce spuneam și la început de emisiune, că de la educație începe totul, dar apare în școli. Dacă părinții observă că în clasă unde își duce copilul, sunt doi copii romi, preferă să-l scoată pe celălalt. Da, merg la școlile din centru. Da. Asta e o chestie pe care... Se aglomerează școlile din centru. A fost un scandal recent la școala Ile Caragiale, când nu au fost spații suficiente la școala 8, Lucian Blaga, mai exact, și au spus, nu mergem în cartierul Gării. Acolo sunt foarte mulți romi, cu toate că existau condiții foarte bune la școala respectivă. Da. Acum majoritarii își feresc de obicei copiii. De asta vorbeam la început de valori fundamentale, că trebuie să ne întoarcem la ceea ce suntem. Că noi am uitat asta, pentru că legea educației e foarte permisivă. Pentru că noi, ca și părinți și ca și învățători, ne putem alege copiii, ne putem alege clasele. Asta trebuie să fie o repartizare computerizată care să respecte criteriile de desegregare școlară și incluziune școlară. Adică dacă ai 100 de romi, în fiecare clasă trebuie să ai romi, trebuie să ai copii cu CES. Încă noi avem în toată țara asta, trebuie să mulțumim programului FARE din 2007, care s-a pus să ridice școli în toate comunitățile de romi. Avem școli segregate din toate punctele de vedere. Școli în cartierele de romi, care nu au nicio eficiență din punct de vedere al calității actului educațional. Ar trebui închise. Avem asemenea școli la Șuncuta Mare, da? Șuncuta Mare cu extensia de pe Calea Mireșului, Chelința, Coltău, Ponorâta. Deci unde îs Finteușul Mic, unde nu știu dacă sunt 5 români în toată școala. Care e calitatea actului educațional? Adică îi tolerăm, îi trecem dintr-un an în altul ca să avem efectiv, că nu avem efectiv, nu avem posturi, nu avem clase, nu avem... Totul se învârte în jurul finanțărilor care vin. Dar calitatea actului educațional e execrabilă. Statisticile arată că absenteismul în rândul copiilor romi între 7 și 11 ani este de peste 40%. Nu știu la nivel de Maramureș dacă s-au făcut asemenea studii. Acestea sunt generale la nivel de țară. Care sunt cauzele principale însă și ce se poate face pentru diminuarea abandonului școlar? Abandonul școlar e o problemă care deja vizează întreaga comunitate. Atât cea romă cât și cea neromă. Prima problemă în care o au și nu ajung la școală e legată de securitate. Pentru că în primul rând, n-au o securitate emoțională. Școala nu reprezintă pentru ei o instituție în care să meargă cu drag. Pentru că școala, cel puțin școlile din cartierele de rom, și-au pierdut. Și-au pierdut însemnătatea și-au pierdut valorile. Pentru că, după cum bine știm, școlile primesc finanțare, taxele sunt plătite de autoritățile publice locale, de primării. Primarii, mai ales din comune, ce fac?
îi atrag pe rom, pentru că depinde acele 3-4-500 de voturi. Na, la oraș nu e tocmai așa, pentru că la un oraș de 100.000 de locuitori, 3-400 de voturi nu te mai ajută. Dar într-o comună cu 1.000 de votanți, 300, așa. Adică dacă romii au ajuns să vină la școală doar când se dau pachetele de Crăciun, de 1 martie, de 8 martie, să nu ne așteptăm la calitate de act educațional. Și când noi de 30 de ani facem asta, asta ar putea numi un genocid educațional, pentru că noi, ani de zile, am tolerat generații întregi de analfabeti și n-am luat măsuri. N-am luat măsuri și atunci cine e de vină? Vom spune că tot romii, că nu doresc să se integreze. Deci acum e foarte mare greu. Mare parte așa se afirmă, da. Da, se afirmă. Pentru nu că vor să muncească, nu vor să ducă copiii la școală, nu vor să facă nimic, dar vor să caute în containere. Da, pentru că nimeni nu studiază de fapt care e problema și nimeni nu cercetează. Nu se lucrează la cauză. Da, pe toată lumea se gândește, n-au bun, păi nu au venit azi la școală, dar s-a întrebat cineva de ce nu vine la școală. Pentru că orică vine la școală, orică nu absențe nu se trec, orică vine la școală, orică nu el trece și știe că domn primar în decembrie trebuie să-i dea pachetelul de Crăciun. Și atunci directorii de școli și profesorii sunt obligați să dea acele pachetele și nu mai pot să-și facă treaba. Și plus că la clasele de rom noi încă primim în momentul de față nu tocmai cei mai buni pregătiți profesori. Da. Acum, de când a început anul ăsta școlar, chiar am mai primit câteva norme de mediator școlari și profesori de limba română. Au fost da, persoane, da, 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 s-au da. Scos la concurs și au fost, da, pentru că cu vechea conducere a ISJ-ului ne-am chinuit 3 ani să obținem un 0,5 normă de mediator. Dar acum instituția reprezentată de domn inspector care este în momentul de față a fost foarte receptivă la problemele astea, pentru că am zis, cum am susținut și o să susțin tot timpul, noi ca și cum ne-ar face un favor. Că nu nouă, mie ca reprezentant de ONG sau asociație, ci pentru comunitate. Pentru că aia nu vin la școală, nu ai obiectul muncii. Cum ar fi dacă ar trebui plătiți profesori în funcție de frecvența care au la școală? Pentru că în școlile de, în comunitățile defavorizate cu școli în cartier, școala e la 500 de metri de comunitate. Câți profesori merg până acolo să vadă de ce n-ajung copiii? Și atunci mediatorul, da, are rolul ăsta de a facilita puțin procesul ăsta de comunicare și de relaționare între școală și comunitate. Măsuri concrete și bune s-au mai luat. Și cred că se vor mai lua. Acum factorii relevanți și competență își fac datoria. Dar vorbesc de o problemă care e la nivel general, pentru că până ne afectează foarte mult schimbările politice. Pentru că dacă inspectorii se schimbă, după cum se schimbă și puterea în Parlament, până ne afectează foarte mult, pentru că noi depindem de măsurile politice, din păcate. Noi la nivel politic nu suntem reprezentați foarte bine, pentru că Asociația Partidei Romilor are decât un singur demnitar. Nu avem grup parlamentar. Credeți că dacă ar fi mai implicați în politică și ar fi o mai mare participare din partea romilor în partidele acestea, da? S-ar rezolva altfel problemele? Acum, da, ținând cum că suntem o țară care, într-o țară în care se militează foarte mult pe partea politică, numiri în instituții, în diferite funcții și așa mai departe, inclusiv n-am avut acces în Consiliul Local, pentru că la noi, la Rom, nu e dezvoltat cultul ăsta de a vota. Și de a vota pe cel care e din etnie cu tine, cum e la maghiar, de exemplu. Scot același procent la fiecare alegere. La noi nu e dezvoltat. Și atunci noi nu putem scoate niciun consilier local. Și ai noștri, noi aici trebuie să lucrăm, să facem lobby și advocacy, ai noștri să înțeleagă că, având reprezentare politică, putem pune puțin roțile mai mult în mișcare. Așa depindem de alți factori. Și atunci ajungem din nou la promisiunile parlamentarilor și demnitarilor. Acum, cei din Maramureș sunt foarte deschiși. Am avut întâlniri cu câțiva dintre demnitarii de Maramureș și urmează să mai am. Au fost foarte deschiși și receptivi. Dar nu pot să zic asta că să fie la nivel național. Deci pentru Maramureș au fost receptivi, ne-am întâlnit, am discutat. Dar am avea și noi nevoie de oameni care să fie acolo. Cel puțin pe plan local, în Consiliul Local, în Consiliul Județean, că oameni calificați avem. Dar e foarte, foarte greu să ajungi din cauza faptului că nu votăm și nu știm să votăm. Noi ne propunem să dezbatem mai intens problemele romilor și nu numai. Vrem să lansăm invitația ca să participe la emisiunile noastre și alte minorități și avem niște angajamente în acest sens. Sunteți invitatul nostru de a fi alături de echipa noastră ca să colaborăm pe viitor. Poate schimbăm ceva. O altă nuanță. Da, poate 1% dacă reușim să facem ceva și pentru comunitatea romă. Cine știe? Da, eu mulțumesc pentru invitație și mi-ar face plăcere să colaborăm. Dacă putem aduce plus valoare comunității locale și județene, de ce nu?
Mulțumesc pentru participare. Vă mai aștept și la această emisiune. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Pauză de publicitate. Revenim cu un alt subiect.